Aleșii local din Alexandria au aprobat astăzi într-o ședință extraordinară câteva proiecte care vizează obiective de investiții aflate în faza de aprobare a documentației și indicatorilor tehnico-economici. Este vorba despre reabilitarea termică a clădirii Colegiului Național a Icuza și a clădirilor de blocuri V de la 1 până la 7. Pe lângă aceste două proiecte, pe ordinea de zi a ședinței, a mai fost și o modificare de organigramă la Direcția de Asistență Socială. Au fost aprobate propunerile de acordare de facilități unor categorii de persoane pentru transportul public local și închirierea prin licitație publică a unor terenuri pentru parcarea mașinilor. Toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare au fost aprobate de consilierii locali fără observații în doar 15 minute.